Așa că pentru început ne-am gândit să abordăm un subiect care interesează din ce în ce mai multă lume. Încercăm să explicăm ce înseamnă brandingul personal pe online și cum ne construim o imagine frumoasă și credibilă în mediul online. Despre toate discutăm în continuare cu prima noastră invitată, care este Lia Pogolșa, pe care o aștept lângă mine, consultant în digital marketing sau în marketing digital, ca să vorbim așa în limba română. Că noi o dăm pe englezisme tare de. Salut, Lia! Bine ai revenit! Seara, bine te-am regăsit, așa. Că de fiecare dată frumoasă și arăți... Și ai grijă de brandingul tău personal. A, ce frumos! Și eu care mă gândeam, Lia, că sunt cea mai puțin indicată persoană să vorbim, să vorbească despre brandingul personal, dar hai să ne explici pentru început, Lia, ce este acest branding personal? Ai spus foarte corect anterior că brandingul personal a devenit un subiect foarte interesant și foarte căutat. Deci Google, dacă cauți, au crescut aceste cuvinte de căutare. Brandingul personal este ceea ce vorbesc alții despre tine sau cu ce percepție au rămas fanii tăi, concurenții tăi, clienții tăi sau oamenii făcând doar un simplu search. La brandingul personal nu se gândește foarte multă lume, abia începem să ne construim acest branding personal prin online, prin diferite rețele sociale și să fim acolo prezenți, dar fără ca să ne dăm seama, el deja este construit pentru noi. Pentru că toate aparițiile, toate interviurile, toate articolele care s-au scris despre noi și s-au făcut tag numele nostru sau pozele pe unde suntem și dacă facem căutare în Google, o să-ți verifici și o să-ți faci o analiză a brandingului tău personal anterior, ca să vezi ce se vorbea despre tine, cu ce concepte sau cu ce subiecte, teme de discuții te-au asociat și atunci o să vezi cum este brandingul tău pe online. Dar de aici se începe întrebarea, cum facem corect? Sau... Așa. Exact, asta era următoarea întrebare, Lia, cum construim acest branding personal? Și să știi că m-ai uimit cu această definiție, pentru că în mintea mea brandingul personal pe online era strict ceea ce publicăm noi pe Facebook sau pe Instagram. Mă gândeam la e partea cealaltă a oglinzii. Deci așa. Tu publici ceva, dai content, dai informație, dai utilitate, dar cel care percepe consumatorul sau potențialul tău fan, client, e acel mesaj pe care el îl înțelege și atunci el discută mai departe. Cine este X? Deci acel care face, nu știu, așa tipuri de servicii sau produse. Deci la acest mesaj pe care îl transmite pe online trebuie să lucrăm. Și aici se poate construi dacă personal ești persoană publică sau reprezinți un serviciu pe care tu personal îl faci, poți să faci singur această muncă. Este o muncă foarte grea și foarte imensă și eu lucrez la acest aspect și zi de zi încerc să găsesc metode și strategii noi. Dar dacă reprezinți brandul unei companii și reprezinți prin persoana ta, atunci ai nevoie de o echipă foarte mare. Pentru că aici, într-adevăr, sunt apariții media, permanent să fii la A3-a, sunt prezențe la televiziune, în reviste, la evenimente foarte importante, la expoziții. Sunt foarte multe locuri în care tu ești fața ta, ești fața brandului pe care îl reprezinți sau tu însuți pentru clienții pe care vrei să-i atragi către tine. Așa. Deci este o muncă imensă. Deci nu e nimic pus la întâmplare sau publicat la întâmplare? Totul trebuie să fie cu un scop și totul trebuie să aibă un mesaj bine definit ca publicul să-l înțeleagă corect. Totul trebuie să transmită careva valori, careva pasiunele tale, careva hobby sau careva noutăți sau informații care vor fi utile pentru cei care te urmăresc. Deci nu pur și simplu scrim ceva ca să fie content pe Facebook, Instagram și alte rețele. Trebuie să dăm dozat, dar foarte bine, dacă vrem să avem grijă de brandingul personal. Cine, de regulă, sunt cei care vor să-și construiască un brand personal credibil, puternic? E pentru toată lumea, așa? Toată lumea ar putea să facă? Ca să zic, până acum, impresia multora dintre noi este că de branding personal se ocupă doar prezentatorii TV, cei care sunt poziții top. Politicienii? Da, așa, cântăreții sau cei care au... o funcție așa mai în vizorul camerelor.
Dar, de fapt, de branding personal trebuie să se ocupe fiecare persoană. Eu când explic clienților mei care au companii foarte mari, zic de succesul companiei voastre depinde brandingul personal a fiecărui angajat, începând de la cel care stă la ușă și deschide clienților, până la cel care stă la garaj, sau fiecare medic, fiecare specialist, fiecare membru din echipă reprezintă și este fața companiei. Respectiv, fiecare din ei trebuie să aibă grijă de aspectul lor oriunde ar merge, de ceea ce postează ei pe Facebook, ce evenimente participă, ce informații, ce sfaturi, ce utilități, ce pasiuni distribuie acelui public care folosesc serviciile lor sau produsele lor, sau pur și simplu le citesc blogul. Deci nu este doar pentru blogeri, influenceri, prezentatori, este pentru toată lumea, pentru că de când ne-am născut, ne creștem brandingul personal. Deja mămicile încep să facă branding personal pentru fetițele lor. Fac conturi de Facebook, fac conturi de Instagram, încep să le crească popularitatea, publică poze cu autorizația scriind acolo. Eu sunt mămica care gestionez contul fetiței. Astfel încât ea și-o visează, nu știu, prezentatoare sau modelier, nu știu, orice, orice ar fi, dar ea și-o visează o personalitate deja cu stil și cu un mesaj pentru publicul care o va aștepta 18 ani să crească. Lia, mă întreb dacă nu acest branding personal nu e într-o oarecare măsură o, nu vreau să zic minciună, că e prea mult zis, așa. Dar așa, un fel de imagine construită pentru ochii lumii și o imagine de fațadă. Există și această teorie și deseori ne întâmpinăm cu momente în care privim contentul, Instagram-ul sau Facebook-ul unei persoane și în realitate e cu totul altceva. Dar brandingul personal nu sunt doar poze. Brandingul personal este și dicția ta și cum tu vorbești în public și cum tu îți poți exprima o părere despre ceva și cum tu poți să discuți niște subiecte care sunt aruncate spontan, cum tu poți să gestionezi cu diferit tip de public, că este mai liniștit, că este mai cum tu gestionezi aceste conflicte sau situații. Deci brandingul personal depinde de cum tu reacționezi la diferite provocări în public. Deci asta este ceva mult mai complex, nu doar poze, mergem din vacanță, ne-am pus 3 poze la cele mai de lux hotel și atunci eu am făcut branding personal. Deci aici se lucrează deseori cerând feedback de la fetele sau persoanele care fac asta, îmi zic, dacă vrei să te apuci să-ți faci corect branding personal, pregătește-te cu o echipă și cu bugete, pentru că aici ai nevoie de content calitativ și atent la fiecare detaliu. Dar dă-ne câteva exemple. Dacă vine o fată la tine și zice vreau să-mi construiesc un branding sau un brand personal, un brand personal puternic, da, pe pentru online, da, să mă cunoască lumea, să aibă o impresie bună despre mine, să mă impun, ce trebuie ea să facă? În primul rând aș întreba-o care este pasiunea ei, hobby-ul ei, care este misiunea ei pe lumea aceasta, ce vrea ea să facă, ce vrea ea să transmite, ca ulterior să încheagă acest glob care o înconjoară și să vedem cum să transmitem acest mesaj. Că să fie o prezență pe online cu un blog a ei sau cu bloguri video pe YouTube sau Instagram lifestyle, că îi place frumusețe, sau Facebook și să discute mai multe subiecte business interesante de dispută și altă tematică. Ulterior aș poziționa pentru ea minim câteva apariții TV, radio, interviuri, emisiuni, expoziții, evenimente care se potrivesc pentru ea, ca ea să se prezinte ca un expert în acel domeniu și permanent trebuie să fie activă pe online, să fie în interacțiune cu publicul său, să mențină atenția, să găsească subiecte interesante de discuție, plus, da, poze calitative, nicio apariție media fără acei pantofi foarte scumpi și acel detaliu, gentuță sau accesoriu care o să-i facă stilul ei sau o să recunoască toată lumea și toată lumea va zice că, uite, asta este Ala sau Irina sau Maria care, despre asta este brandingul personal. Cu ce impresie rămân oamenii sau ce discută ei după ce tu pleci? Deci când tu pleci, ce lași tu în urmă? Așa, și îmi dau seama cât e important să găsim fiecare un stil al nostru, da, care ne reprezintă, ne da, personalizat și atunci fiecare din noi deja va înțelege că aici în spate nu este pur și simplu o poză, dar pentru acea poză s-au cheltuit X euro și s-au implicat zeci de oameni care au făcut scenariu sau au făcut acea
Așa. E de tare, super. Deci în branding personal nu e loc de modestie. Nu e ușor, modestie, nu e ușor. Și dacă vrei să faci corect sau să ai o strategie corectă, e nevoie să ceri sfatul unui specialist în branding personal. Și tot este, ți-am zis că este în căutare acest subiect. Și trebuie să te gândești că deja făcându-ți un cont de Facebook, Instagram, deja îți construiești. Dar cum o faci? Ce publici tu acolo? La ce dai share? La ce faci like? La ce comentezi? Asta este brandingul tău personal. Lia, mulțumim tare mult pentru explicațiile tale. Te mai așteptăm, pentru că de fiecare dată găsim așa subiecte foarte interesante pe care să le... Mă provocați de fiecare dată și accept cu mare drag să revin la voi și avem grijă. Așa. Avem grijă de brandingul personal. Minunat, o să am și eu mai mare grijă de acum încolo. Mulțumim tare mult încă o dată. Eu îți mulțumesc. Și o seară frumoasă. Ne mai vedem.